Dar m-am oprit să arăt murdăria de trotuare. Și nu doar frunzele care stau și trezești, primăria nu le îndepărtează. Dar și iată zoaiele astea care vin de la pălătorie. Zoaie care conțin detergent, care conțin uleiuri și alte chimicale de la mașini și care înseamnă poluare, pentru că se transformă în praf, intră în plămânii noștri și e total nesănătos. Deci ar trebui să se intereseze inspecția de mediu, garda de mediu, de spălătorie asta. De ce a fost construit așa încât zoaiele curg de aici? Încă nu sigur că celelalte care se adună acolo sunt filtrate conform legii. Dar poate cu ocazia vizitei aici, garda de mediu, o să afle și unde se duc celelalte zoaie. Clar că o parte vin pe trotuar și pe carosabil și asta e ilegal, nesănătos, periculos.